Viorel Leșanu a fost reales președintele Asociației Județene de Fotbal Giurgiu în urma alegerilor ce au avut loc sâmbătă. Deși de această dată l-a avut contracandidat pe Titus Stoicescu, 45 de voturi au fost în favoarea lui. Unele voci spun că neșansa lui Titus Stoicescu a fost aceea că a intrat târziu în cursa pentru șefia Asociației Județene de Fotbal și că a preferat să-și facă apariția de-abia în ziua alegerilor. Este proiectul nostru. Dacă hotărâți din ce am trimis la primării, să-l facem împreună, să curățăm un pic fotbalul, pentru că eu nu întâmplător am venit aici. Acum 22 de ani eu l-am propus pe domnul profesor la această funcție. Adunarea generală de sâmbătă s-a desfășurat în sala de ședințe a Asociației Județene de Fotbal, care a devenit neîncăpătoare pentru cei 52 de reprezentanți. Deși mai mulți dintre membrii asociației își doreau o schimbare, Viorel Leșanu s-a dovedit greu de învins. Eu mulțumesc foarte mult celor care m-ați votat, îi asigur și pe cei care au avut altă orientare că voi face totul să fie aceeași transparență, regulamentele să le facem împreună, să le votăm împreună, structura campionatului, tot împreună, cum știți bine, că nu pot să vă spun acum cine știe ce tâmpenii, că toți de aici ați fost mereu la începutul turului și returului. Ne-am consultat. Am făcut ce e mai bine ca să vă fie bine atât dumneavoastră, cât și Asociația Județene de Fotbal. La adunarea generală a asistat și vicepreședintele FRF, Octavian Goga. Acesta a explicat desfășurarea procesului de votare atât pentru președintele Asociației Județene de Fotbal Giurgiu, cât și pentru vicepreședinți. Dacă la alegerile pentru funcția de președinte al Asociației Județene de Fotbal Giurgiu diferența a fost una covârșitoare, mult mai interesant a fost duelul pentru cele două posturi de vicepreședinte. În competiție au intrat 5 candidați: Dănuț Badea, Liviu Boboc, Ionuț Budrincă, Silviu Cazacu și Ionuț Preda. Boboc a fost singurul candidat care a obținut mai mult de jumătate din voturi, adică 29. După alegerile președintelui și vicepreședinților, s-a trecut la numirea celorlalți membri ai Comitetului Executiv. Gheorghe Tudorache va fi reprezentantul Ligii a 4-a Seria Sud, Gheorghe Pricopie a fost numit reprezentantul Ligii a 4-a Seria Nord, în timp ce Florin Dumitru și Dănuț Badea au fost numiți reprezentanții echipelor de copii și juniori, respectiv ai Ligii de Onoare.